Băietul, căluțul. Băietul căluțu frumos. Vai, dar ce băiat căluț frumos ești tu. Ai venit tu să ne saluți. Ai binevoit tu să vii la noi, lângă gard. Vai, ce căluț drăguț și inteligent ești. Vai, ce căluț inteligent este el. Și mai are încă câți colegi mai ai tu aici? 1, 2, 3, 4. Și cu tine al cincilea căluț. Doi căluți sunt ponei, tu și cu alălalt, tu și cu ăla de acolo. Doi ponei. Și albul și cu Floreanu și cu roșcatul. Sunt niște cai mai mici, dar nu sunt ponei. Dar tu ești cel mai inteligent că ai venit să ne saluți. Da, ai venit să ne saluți. Tu ești un căluț inteligent. Ia să punem noi mâna pe căluț. Măi, căluțul inteligent, poneiul inteligent, ce ești tu aici, băietul frumos, căluțul inteligent. Nu sunt inteligent, eu ești mereat, nu pot să-l încăț, la mă șeț. Aber da, un ganz dünn Hals, das hat er gar keine... Hat er gar keine Knochen. Kannst du massieren, der Kaluzu? Ich trau mich nicht. Der Kaluzu. Wie heißt in deutscher Sprache? Der Pferd. Und Pony, wie heißt? Karl. Karl, du Karl ist ein Mensch, du hast gelernt, ein Mensch. Ja. Vai, de mine, ce căluț bun și inteligent acolo. Măi. Ich habe es noch nie gemacht. Nee. Erst mit dem Kollegen, die Kollegen. Ich hatte noch nie ein Tier. Das erste Mal. Das ist unglaublich. Aber das ist Therapie für beide. Tiere brauchen auch Liebe. Und Menschen auch. Das ist wichtig. Ja. Das ist ja los, das ist perfekt. Ca să ai un animal de companie, asta este... Poneiul este un animal perfect de companie. Ia să mai punem noi mâna pe blana, pe coafura căluțului. Pe căluțul, dă urechea, unde ai plecat? Căluțul! Căluțul! Mai are un coleg, Florian. Un coleg mic ca dânsul, un coleg alb care s-a dus în lumea lui. Unde ultimul coleg? Okay, căluțul, noi plecăm, ne ducem acasă la noi să te salutăm. Dă urechea. Da. Așa. Mulțumim, căluțul, că ai fost amabil și ai venit la gard. Dintre toți colegii tăi, tu ai fost amabil și ai venit la gard. Pa, căluțul, pa. Ciuși.